Între timp însă vă arătăm imagini de la un incident pe un aeroport din Franța, un avion al companiei românești de zboruri Charter Legend Airlines care transporta 303 pasageri indieni din Emiratele Arabe Unite spre Nicaragua, a fost reținut la sol pe un aeroport din regiunea Marne. Motivul se pare că ar fi fost potrivit autorităților franceze legate de suspiciunile de trafic de persoane. Apelul anonim ar fi fost primit de polițiști după ce aeronava a aterizat pe aeroportul din Franța pentru o escală tehnică. Mai precis, poliția nu exclude varianta în care pasagerii indieni să fi vrut să se deplaseze în America Centrală pentru a încerca să intre ilegal în Statele Unite sau Canada. În urma acestui incident, parchetul din Paris a deschis o anchetă pentru a stabili dacă există probe care să confirme suspiciunea de trafic de ființe umane în cadrul unei bande organizate, infracțiune care se pedepsește cu 20 de ani de închisoare și o amendă de 3 milioane de euro. În acest context, mai multe persoane au fost duse la audier și au fost demarate verificări privind condițiile și destinațiile de transport ale pasagerilor. Potrivit presei franceze, doi dintre pasageri au fost reținuți pentru a verifica dacă aveau alt scop decât ceilalți pasageri din avion.